Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Vei învia din morți. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 57. Domnul Iisus a promis ceea ce niciun alt lider religios nu a putut-o face, că va învia din morți și îi va scoate din morminte și pe urmașii săi. Deja ne-a demonstrat cum se va împlini această promisiune. Când a murit Hristos, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. Ei au intrat în Sfânta Cetate și s-au arătat multora. Matei, capitolul 27, versetele 52 și 53. Și se apropie ziua în care Domnul Iisus își va împlini promisiunea în întregime. Toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi la venirea lui, cei ce sunt ai lui Hristos. 1 Corinteni, capitolul 15, versetele 22 și 23. Să remarcăm cuvântul apoi. Ziua în care va reveni Iisus o știe doar Tatăl, însă învierea sa o garantează pe a noastră. În iudaismul tradițional s-a produs dezbinare pe această temă. Saducheii spuneau, nu este înviere. Faptele Apostolilor, capitolul 23, versetul 8. Ei vedeau mormântul ca pe o călătorie spre Sheol, fără întoarcere, lipsită de scăpare și de speranță. În timp ce fariseii își închipuiau o înviere spirituală, nu fizică. Grecii credeau că sufletul persoanei decedate era trecut de partea cealaltă a râului Styx și eliberat într-o viață de apoi lipsită de soare, a spiritelor, iluziilor și umbrelor. Dar a venit Domnul Iisus, pârga celor adormiți, 1 Corinteni capitolul 15, versetul 20. A intrat în această lume a superstițiilor și a întunericului și a făcut lumină. Cuvântul pârgă se poate traduce literal prin prototip. Domnul Iisus a fost primul care a înviat, iar noi vom arăta exact ca El. E un mesaj care ne usucă lacrimile, ne potolește teama și ne asigură că zilele noastre cele mai bune nu s-au arătat încă.